Era de seară, cam durea capul și avea chef de niște moare de varză. S-a dus la butoiul pe care a uitat să-l sufle ieri, să-l aerisească, pentru că s-a uitat la mea și a zis: bă, frate, cât e de acră moarea asta. Mai ales atunci când a aflat că, ce să vezi, există niște milioane de euro de la UEFA care vor veni în conturile federației domnului Burleanu. Și domnul Burleanu personal va încasa frumoasa sumă de 100.000 de euro. 4 milioane de euro vor fi împărțite frumos și elegant cu federația, cu domnul Burleanu, cu jucătorii, staful tehnic, etc., etc. Mă, băiate, deci cum ne aducem noi bani în România, mă, bani europeni? Păi normal, mă, că aducem. Și fericirea este cu atât mai mare cu cât mândrii vom striga pe stadioanele din Germania: hai România! Bă, e frumos sentimentul ăsta. Și a fost și frumos aseară. Mi-a plăcut cum a cântat Andra imnul național a capela, deși am auzit astăzi niște tâmpiți, că nu le pot spune decât imbecili, care zic: a, că a falsat, a falsat pe naiba, mă, e una din cele mai bune cântărețe din România și se ridica părul pe ceafă. Dar, atenție, băi, pe stadion nu suntem în sala de ateneu sau de operă, la concert, da? Acolo pe stadion au fost toți. Românii s-au dus, știind că România este calificată, vă iau un rezultat bun cu Elveția, i-a ajutat Dumnezeu, și Orațiu Moldovan, pe care îl felicită, să-i portarul naționalei de la Rapid. Și ce să vezi, ai noștri cabrazi au făcut baie de mulțime, căci nu puteau scăpa așa meci, mai ales că toate privirile erau în tribună să vadă protipendada. Și s-a dus și ăla, și ăla, și ăla, toți erau moți acolo, deși dacă se uitau la fotbal nu prea înțelegeau ei de ce fugăresc 22 de fraieri o chestie de-aia, o bășică de-aia umflată. Dar nu mai contează, pentru că am primit tricou cu numărul 12, bă, nu mai este publicul, bă, al 12-lea judecător, este domn Ciolacu, bă, al 12-lea judecător. Bine că nu i-au pus 13, că trebuia să scrie 13 bis, să nu fie cu fatalism vorba lui Caragiale. Fraților, în bună tradiție românească, după atare calificare, am sărbătorit, domnule. N-ai cum, adică, băi, ora, ole, ole, cupa și campionatul, uitând, și vă previzionez de acum, fraților, că vom fi ciuca bătăilor în grupă. Da, hai să o lăsăm asta pe altă dată. Și s-au dus băieții să sărbătorească atât de frumos și cu muzică cultă, bă, fraților, cu manele, bă, pentru că manea o în sine cumva se asortează foarte bine cu ce înseamnă România. Ia priviți. Acum nimeni să nu creadă cumva că băieții aia sunt de la Academia Română și sunt experți în fizică cuantică. Până la urmă, la o petrecere merge o manea, băi, și ne-am calificat, mă. Vă spuneam că fericirea românului a durat foarte puțin, pentru că astăzi, domnule, este o vreme execrabilă și tot românul, care e sărac și n-are banii să treacă strada, și-a luat mașina din dotare și a ieșit pe stradă. Da? Și cumva ne-am dat seama că cel puțin în București, la vreo 3 milioane de oameni, sunt vreo 8 milioane de mașini. Nu știu cum vine chestia asta, dar nu mai contează, și fericirea s-a dus, frate, ca un fum, ca un norișor de la Alb, de la filmele alea de
de pe vremea cinematografului alb și negru, Pencă a apărut din nou Să moară capra vecinului, care, capra vecinului, este și ea încurajată inclusiv de statul român. Dacă descoperiți că vaca vecinului dă cu 1,3 litri mai mult lapte decât a dumneavoastră, eu cred că ar trebui să sunați la 112 și să reclamați că vecinul dumneavoastră este un mega evazionist. România, în schimb, își așează în posturi calde beizaderele. Care beizadele? Când se duc la petreceri la manele, nu consumă și ele ceva pe nas? Că adrenalina trebuie întreținută, că nu mai e de ajuns așa un cup de fudră, o mișcare, o mângâiere sau un sărut în spatele urechii. Nu, frate, trebuie să tragem ceva pe nas ca să ne simțim în al nouălea cer. Și apoi coborâm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ne suim în mașină, hop, și ne prinde poliția. E cazul domnișoarei jandarm. Dar astăzi să vă prezint și alte două cazuri în care, ce să vezi, toată lumea angajează pe toată lumea la stat, pentru că beizaderele, frate, ca să aibă și el un bănișor de orochiț, de ofustiț, de ceva, trebuie angajate la statul român. Tot astăzi în emisiune vorbim despre statul român schimonosit. O să sunăm tocmai în Statele Unite. O să cunoaștem pe un fost dizident comunist care a vrut să întoarcă în țară, iar autoritățile l-au primit cu brațele deschise și i-au asigurat o locuință să învârte după soare. Locuința era infectă și avea fenomenală suprafață de 8 metri pătrați. Omul este dezamăgit total. Astăzi facem și calcule, da? Întrebăm unul din invitați ce a muncit el la viața lui. Acum a zis, uite, mamă, ce... Așa? Câți ani a muncit? Ce salariu are? Și vă spunem exact, conform noii legi a pensiilor, care sunt calculele. Avem omul în direct care ne face cu scriitoriciul. Deci care va să zică, începe 100%. Președintele Partidului Noi, fostul premier Viorica Dăncilă. Bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Marius Lula de la Aur, bun găsit. Mulțumesc de invitație. Sindicatul Forța Legii, președinte executiv Marius Sepi, cu noi, bun găsit. Bună ziua, mulțumesc de invitație. O să mai avem invitați. Avem date noi, doamnelor și domnilor, în cazul domnișoarei jandarm, 3 luni fost purtător de cuvânt al brigăzii de intervenție, prinsă de aia de la DICOT în timp ce în poșeta personală, nu spun ce fel de posetă, că e de aia de șmăcherie, purta niște amfetamine și niște cocaine, să fie bine, să nu fie rău, pentru că au ieșit rezultatele la substanțele, în acest caz, substanțele din poșetă, în acest caz, intens mediatizat. Fata în sine, domnișoara Bumbac, este fiica unui mare mahăr din armată, care a fost și șeful statului major al armatei. Și ea se jură că doar, de fapt, o prietenă i-a pus alea ca să-i facă rău și ea nu și-a dat seama. Și despre ce vorbim noi aici? Uite despre asta. Frații cu mine băgăm cocaină. Eu 4, 2, 2, 6 și se termină. Omul nepotrivit la momentul nepotrivit. Aceasta este prima declarație a jandarmeriței, care a fost prinsă de polițiști că ascunde mai multe pliculețe cu praf alb în geanta sa. Jurista mascaților a declarat că o prietenă i le-a dat. În poșetă se afla și o bancnotă de 200 de lei rulată pentru prizare, potrivit unor surse din anchetă. Ne coxăm, nu cedăm, plecăm, nu semăn. Andreea Bumbac a intrat în concediu de odihnă și este consiliată de un psiholog după ce s-a ales cu dosar penal. Surse din jandarmerie arată că de mult timp tânăra avea un comportament teribilist și ducea o viață opulentă, cu vacanțe pe Coasta de Azur, iar unii colegi spun că era escortă de lux. Mai mult, tânăra a fost adusă în jandarmerie de către tatăl ei, fost ofițer în armată. Andreea Bumbac a făcut parte din promoția 2022 și se afla în atenția colegilor de la Brigada de Intervenții, acolo unde a fost purtătoare de cuvânt doar 3 luni. Potrivit unor surse, chiar de când era studentă la Academie, câinii specializați în stupefiante ar fi depistat că este în contact cu drogurile. Deci băi, căței sunt vinovați, mă. Deci căței ea, prin nănăul ăla lor, cu trufă, așa se numește chestia, da? Trufă, și-au dat seama că asta mică, de-a lui tata, de-a făcut ea promoția și a angajat-o purtător de cuvânt, ei, ei, a brigăzii de intervenție, asta mică îi place viața. Păi și viața noastră fără niște droguri, de unde? Dar nu ne spun ăștia în continuare de unde avea drogurile, domnișoara jandarm.
Și iar ajungem la povestea aia. Păi ce facem? CSAT și ce facem? Facem o luptă de aia de irupem pe ăștia cu drogurile. I-a zis, da, uite, au mai găsit la Constanța încă un sac de droguri. Păi ce facem? A, nu, e... s-a scufundat o barcă. Păi cum? Pe unde a venit aia? Da, este o poveste. Și este o poveste pe care aș vrea să o întregesc, doamnă și domnilor, cu altă poveste, că tot vedem beizadele de astea, da? Cum e la drogatul ăla de la 2 mai și alte beizadele care tot apar ciclic în viața asta publică. Unii epatează cu cluburi, cu fițe, cu mașini, alții epatează cu drogăneli și cu alte chestii de genul acesta. Și o să facem așa o excursie pe harta țării. O să mergem în Timiș, după aceea mergem la Topolovățul Mare și după aceea mergem unde? Mergem la Iași, ca să fie treaba. O excursie mică pe o autostradă ipotetică, da? Ce au în comun toate aceste localități? Faptul că acolo există niște șefi sau șefuleți care nu știu să facă altceva decât să spună așa: vai ce bine e să lucrezi la stat. Și atunci, nu angajăm noi toată familia acolo? Priviți! Fiica lui Pavel Casaid, Denisa, a câștigat concursul de la primăria din Topolovățul Mare pe 3 august, unde a trecut examenul scris și proba interviului. Pe data de 4 august, fiica baronului local a depus jurământul de funcționar public și a început să lucreze la primărie. Dar după doar 8 ore de muncă, tânăra a conștientizat că postul de la nivelul primăriei nu îi se potrivește și a făcut cerere să fie mutată la Inspecția Teritorială de Muncă Timiș. După 24 de ore, Pavel Casai i-a semnat fiicei cererea de transfer și aceasta a ajuns să lucreze în subordina tatălui, pe postul de inspector de muncă. Jurnaliștii Realitatea Plus au încercat să obțină un punct de vedere de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, dar fără succes. Și la Iași, o directoră de spital și-a angajat soțul, un taximetrist de 59 de ani, pe postul de registrator medical, pentru care a concurat singur și a fost admis în 2022, însă numele nu i-a fost făcut public. În urmă cu câteva săptămâni, prin completarea unei declarații de avere, a fost devoalată identitatea concurentului, fiind soțul actualei directoare a spitalului, Liliana Lungu. În precedentele declarații de avere pe care femeia le-a completat, aceasta a menționat că soțul ei făcea taximetrie. Aceasta a sărit în apărarea bărbatului, declarând, citez, a avut activitate în centrul de vaccinare. Practic, în pandemie, soțul acesteia a activat și la centrul de vaccinare și ca taximetrist. Da, și exemplul ar putea continua, doamnelor și domnilor, că nu există loc în care să nu fie o mare cumetrie. Ne angajăm fiicele, fiii la stat să fie pe bani buni. Dacă nu-i fiica sau fiul și suntem șefă, o băgăm pe soțul sau pe nepoata sau pe amanta sau pe cine vreți dumneavoastră. Sunt unele zone, doamnelor și domnilor, în care se spune că o căsătorie între lucrătorii de la aceeași companie a statului, evident, ar fi incest. Da? Și aș putea da rapid câteva exemple. Romața, Tarom și putem continua. Dar ce vorbim aici? Vorbim despre niște exemple care ne vin cumva la un stat, da? La un stat care se plânge și iese în stradă și spune vrem salarii, vrem aia. Și mă gândesc, aia mică, de exemplu, al lui domn primar, da? Care e la ITM acum, n-a ieșit în stradă să protesteze că vrea salarii mai mari? Nu e frică oare că îi se va tăia salariul sau nu primește bonuri de oasă? Pe de altă parte, ce să vezi? Băi, vorbim numai despre angajări pe pile și pe relații. Multe din astfel de exemple sunt și de aia care se sparg în figuri și nu pot justifica niciun fel de avere. Cum să stăm să judecăm asta, doamna Dăncilă? Sunt lucruri care, bineînțeles, că stârnește un val de indignare, dar aici aș vrea să fac o paranteză. Dacă unul din părinți lucrează la stat, iar copilul termină o facultate, este un copil pregătit, asta nu înseamnă că nu, că are interdicție de a ocupa un post nu neapărat susținut de mama și de tata, pentru că și de mine s-a spus că mi-am angajat copilul la stat, copilul fiind angajat înainte să fiu eu premier. Dar ceea ce se întâmplă, faptul că a dat concurs, nu știu, poate
Fata a fost bună, a luat acel concurs. Revoltător e că pe urmă tatăl i-a semnat să se ducă acolo unde conducea el instituția. Deci acest lucru este total, total nepotrivit. În altă ordine de idei, ați arătat despre mai multe situații care efectiv sunt cele știute. Dar eu sunt convinsă că aceste situații sunt mult, mult mai multe. Da, așa este, doamna Dăncilă. Acum nimeni nu neagă faptul că, ce să vezi, poți să dai un concurs, să fii bun și să-l iei. Dar sunt prea multe exemple, da, de personaje de astea care sunt angajate la stat, freacă duda, că despre asta vorbim. N-am niciun fel de pregătire. Vai de mama lui, fata lui tata și a lui mama, sau un nepoțel, sau amăntuță, sau așa, verișoară și așa mai departe, și care epatează prin niște fițe și astea pe rețelele de socializare. Cred că sunt și pe mii de exemple pe care le-am dat de-a lungul timpului, da? Și care, ce să vezi, mai târziu sunt prise cu droguri și asta. Fata asta aia bumbac, da? Băi, frate, termină în 2022, se face jandarm, sub locotenent de jandarm, și imediat e purtător de cuvânt, îi dă și funcție, la brigada de intervenție. Eu sunt convins că fata aia, dacă o iau cu trei fraze, acum îmi spune, mă zice, Ana virgulă are mere. Despre ce vorbim? O prinde drogată și spune că mi-a pus o prietenă, știți cine sunt eu, sunt cu tare. Deci toți ăștia care ținut și cocoloșiți, lasă-mă că te angajează tata, unchi undeva la stat să-ți fie și ție bine și fac tot felul de nenorociri. Eu n-am nimic cu angajații la stat, frate, dar la privat nu mai vine nimeni să muncească. Mă. Dacă cauți acum pe cineva, hai bă, să muncești, începe. 3 milioane pe zi, mâncare, băutură, țigări și mă mai gândesc dacă vin. Nu, domnul? Da, domnul. Ia ziceți. Haideți să nu uităm un lucru. În ultimii 3 ani jumate, sistemul public a fost căpușat cu peste 35.000 de angajați în zone în care nu era neapărată nevoie, cu salarii de peste, de la minim 5.000 de lei. Pentru că această coaliție formată din două partide plus, UDMR-ul, care încă n-a ieșit de la guvernare prin funcțiile pe care le au în continuare, și-au băgat toate pilele și relația acolo. Știți foarte bine că colegii mei din Direcția de Sănătate Publică sunt în stradă. Pentru 4.100 de oameni nu sunt resurse financiare, dar pentru acești copii de beizadele, cum le spuneți voi, da, totdeauna se găsesc locuri. Da, nu-mi place să generalizez, e posibil, cum spunea și doamna Dăncilă, să fie anumite persoane, singura vină să fie că taică s-o lucrează într-o instituție publică și să-și fie obținut pe drept serviciu. Dar de acolo, în momentul în care noi mergem în niște instituții și exact cum spuneai și tu, nu poate lega două vorbe despre serviciul lui, despre fișa postului pe care el o are, atunci, doamna Dăncilă, vă spun eu, se angajează pe pile, corect. Sunt niște instituții care devin, să spunem, rampe de lansare, da? În care, aduceți aminte că eu am semnalat acum câțiva ani de zile o chestie foarte gravă, în care se angaja fetița lui tăticu la o instituție privată, i se făcea artificial salariul de 10.000 de lei și după care, prin transfer, veneau într-o instituție publică cu acel salariu. Colegii munceau cu 3.800, ea lucra cu 10.000. Aveți și erau peste 7... Aduceți-vă aminte că mi le-am și spus. Erau 75.000 de detașări afară. 75.000 de angajați prin detașări că pușeau bugetul de stat la acel moment. Iar acum cifra este de 35.000 de oameni care toacă milioane de euro lunar fără să-și aducă nicio contribuție. Iar când tu te duci și ceri Ministrului Sănătății să te ajute să introducă asistenți medicali în sănătate, să vină cu farmaciști, cu biochimiști, unde nu mai avem... Dom'le, nu putem că avem constrângeri bugetare, că de asta este frustrarea atât de mare. Nu, ce mă deranjează pe mine este altceva. Că mie ca privat, da, îmi pune taxe și impozite, mă cocoșează, da, ca să stoarcă bani, ca să le dea la alte beizadele de genul ăsta. Vă spuneam, în cariera mea de purtător de vorbe pe televiziune, am întâlnit purtători de ăștia de vorbe la instituție. Ăștia sunt un fel de freaca de disc. Știți? Freaca de disc de la paraziții. Da? Da? Ăla așa-l cheamă, freacă de disc, așa e porecla lui, da, freacă discul, așa. Băi, ăia freacă mental la serviciu și dacă îl întreb pe ăla sau rost să scrie o chestie de genul ăsta, băi, zici, ori au limbajul ăla de lemn absolut cretinoid, da, ori nu sunt în stare să lege două vorbe. Și vorba ta, Marius Sepi, milioane de euro pleacă acolo. N-ar fi mai bine totuși să triem un pic, domnul Lulea? Noi tot vorbim, noi...
Adică eu din poziția de membru al Partidului Aur, dumneavoastră din zona de presă despre reforma administrativă. Numărul de angajați la stat, dar aici ne referim strict la zona administrativă, adică nu ne referim la 1.300.000, ci la cei 600.000 care lucrează în administrația centrală și locală, acolo trebuie să omulăm să facem reducerea. Așa cum vedem lucrurile, eu fac, sunt tot antreprenor, lucrez în zona de construcții, am angajați. Creșterea de taxe care s-a făcut în ultima perioadă reprezintă o grea lovitură pentru ca ce să vedem după aceea. Strângeți, nu? Strângeți, că n-aveți. Păi strângem, evident, doar că nu strâng antreprenorii. Trebuie să strângem cu toții. Inclusiv colegii mei de birou trebuie să strângă mai mult pentru că au crescut taxele. Ori în momentul de față vedem o lipsă de performanță mare. Observăm că nu există capacitatea de a se gestiona statul român de la modul în care se accesează banii europeni. Și atunci noi ne punem întrebarea, pentru ce plătim 600.000 de oameni, din care cam jumătate sunt aduși de partidele politice în ultimii ani? Adică în ultimii 10 ani a crescut numărul de angajați la stat cu aproximativ 300.000. Vorbeați despre faptul că s-au blocat angajările la stat. Nu. S-au blocat doar pentru profesioniști, pentru cei care au rude sau pile, se dau derogări. Se găsește portița, de 10 ani tot avem blocate aceste angajări, dar noi am crescut cu 300.000. Dacă îmi dați voie doar o secundă și imediat la Seb. În 2018, când am preluat guvernarea, erau 2.000 de detașări la ministerul, 2.000 de detașări. Exact cum spunea Marius înainte, se angaja la privat, iar statul lua cu salariul pe care îl avea la privat. Este important de știut câte detașări sunt acum, pentru că, așa cum a spus și domnul Lulea, poate nu se mai fac angajări, dar continuă detașările, ceea ce este mult mai grav, pentru că dacă își pune, de exemplu, femeia care face curat sau domnul care face curat și are salariul 7.000, tu la statele tot cu 7.000 de lei. Deci ar fi important de știut câte detașări sunt în momentul actual. Să vă dau un exemplu așa. Pare foarte greu de presupus că premierul României va putea să vă spună acest lucru din moment ce el nu găsește documente care ar trebui să le aibă în mână uzual, cum ar fi programul PNRR. Acum dumneavoastră să le cereți să găsească câți angajați sunt la stat, câți dintre ei sunt detașați. L-are negociat. Cum adică nu l-a găsit? Păi, are negociat. Aia a fost o figură de stil, domnule. Are negociat un document pe care nu l-a avea și nu l-a găsit. Dacă făcea o cerere la... Apropo de angajările la stat, că lumea rămâne cu impresia la stat, da? Imaginați-vă așa, într-o direcție de sănătate publică, am doi asistenți medicali care în fișa postului trebuie să controleze calitatea apei potabile, ca să iau un exemplu simplu, calitatea apei potabile pentru un județ întreg. Și el muncește de dimineața până seara cu 2.800 de lei salariu. Dar eu am făcut distinția clară mai devreme, tocmai ca să arăt că este oameni muncitori, sunt oameni care muncesc la stat, sunt profesori. Și vine fata lui Tăticu, prin detașare, prin angajare, prin derogare, prin pile, prin concursuri false, și are salariul de 10.000 de lei. De multe ori mai devine și cumva șeful unui om muncitor. Vedeți, asta e un pic. Dacă la salariul ăsta muncește de dimineață până seara, uite, dau eu 3.000 de lei în mână să vină să muncească la mine 8 ore. Vine? Mai vine sau nu vine? Îți garantez eu că nu vine. Dacă chem în domeniul în care ai nevoie, probabil că vine. Îți garantez eu că nu vine. Nu, deci aici chiar nu. Îți garantez eu că nu vine. Este o fata Morgana. Este ceva, domnule, să... Să lucrăm și noi la stat. Avem o pâinică asigurată. Păi, tocmai asta vreau să fac diferența. Să lucrăm la stat. Nu ai să lucrezi la stat în anumite zone, gen sănătate, asistență socială, chiar și administrația publică locală, da? Unde muncesc oamenii pe salarii de 2.800-3.000 de lei, iar domnul primar are 150 de milioane. Aduceți-vă aminte cazul de la Racovița, o comună cu 800 de locuitori, apropo de reforma administrativă, și a făcut salariul la un șpriț de 160 de milioane de lei, pentru că așa a vrut mușchii lui, că îi permite legea făcută de cine? De PSD. Da, stați puțin. Dar cât ai salariu? Mic, tată. Dar da, cât e salariu? E salariul de bază, 2.800. Ah, și ce mai? Am spor de hemoroizi. Aia, tot aia. Cât? 40% din salariu. Am spor de praf. De ce? Păi mai deschid când și când
imprimanta să pun hârtie, știi, să strânește praful. Cât? 10% din salariu. Dar ce mai e? Spor de calculator. Da, e calculator, nu, că-s șofer, dar asta e, poate are mașina. A, nu contează. 10% de salariu. Spor de solicitare neuropsihiatrică. Dar de ce ești așa solicitat? Că merg la serviciu. Nu. A, am înțeles. Am 17 libere. 17 zile libere pe semestru de la stat. Plătite. Și ce mai ai? Spor de aia, spor. Băi, alu. Laurențiu, și veniți peste noi să ne asta, bă, dați, bă, vine ANAF-ul peste noi să ne spargă capul. Băi, câteodată ANAF-ul vine bine. Da? Bravo lui. Băi, dar câteodată este asmuțit complet aiurea. O să vorbim despre asta. Împotriva capitalul românesc, vă spun eu. Și aici mai este un lucru. Nu toți care lucrează la stat au aceste sporuri sau nu-și fac munca. Nu aș vrea să fie un război a celor care lucrează la stat împotriva celor care lucrează la privat. Problema de acum este că nu se ajută, nu este ajutat privatul ca să dea salarii bune, să fie, să-și crească afacerea, să-și crească investițiile. Cred că asta ar, așa ar trebui. Păi de unde, doamna, jupui? Stați așa, că mergem la alți afaceriști. Dom'le, ceea ce se întâmplă acolo în Prahova, aici, la aruncătură de băț, dacă arunci bățul cu tunul, se știe de foarte mult timp. Și anume faptul că vin deșeuri periculoase, inclusiv cele colectate din județ, dar atenție, că au ieșit informații că se aduc special din Germania, că acolo nemții, decât să ardă și costă foarte mult aceste deșeuri periculoase, mai bine le duc la Românica, la fraierii ăia. Da? Dar dincolo de asta, domnule, s-au dus cei de la parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești la mai multe locuri unde opera o companie care se numește Solid Waste Operation. Adică e fost o companie Rosal. Adică i-au dat alt nume, i-au dat-o în engleză, da, ca să fie treaba. Procurorii au găsit dovezi că cei care se ocupă de tratarea gunoaielor din Prahova, pe lângă faptul că au făcut evaziune fiscală, au îngropat. Atenție, că așa e, dai cu buldozer, cu ifronul, bă, faci o groapă, pui gunoi, pui pământ, îți mai rămâne pământ, îl duce în altă parte. Au îngropat, aproape de pânza freatică, atenție, deșeuri extrem de periculoase.
De la București au constatat că operatorul de salubritate depozitează tone de deșeuri periculoase pe beton și chiar pe sol, iar substanțele extrem de periculoase ajung în aer și în pânza freatică. Directorul de la Agenția de Mediu Prahova a declarat că deșeurile periculoase vor ajunge direct la groapa de gunoi, fără să existe un tratament. Noi le-am dat acceptul ca deocamdată să se ducă până și rezolvă problema, să se ducă toate la rampă, la Vitalia. Da. Și când o să termine de procesat ce au acolo depozitat ilegal, se le ia activitatea. Rosalul le duce direct, și Rosalul și Floriculul și toate celelalte le duce la Vitalia direct. Așa, iar ei procesează și elimină tot ce au deocamdată pe amplasament depuse ilegal. În ultimele 3 luni, mafia gunoaielor din Prahova a fost controlată de 4 ori de Garda Națională de Mediu, unde a primit amenzi în valoare de 400.000 de lei. În același timp, Comisariatul de Mediu Prahova a dat mai multe amenzi pentru transportul neconform al gunoaielor, iar la controlul de săptămâna trecută au dat o amendă de 100.000 de lei. Da, și amenda evident că poate fi contestată, jumate din minimul amenzii plătit în 15 zile și la revedere sănătate la păsări. Însă, genocidul ecologic pe care al de afaceriști ăștia îl fac, repet, pânza freatică contaminată de cine? De gunoaie periculoase. Pânza freatică. Da? Dar atenție că nu e prima dată când în România se întâmplă așa ceva. Citeam o știre zilele trecute că Germania a exportat sute de tone, dacă nu chiar mii de tone, pe căi mai puțin oficiale în România. Gunoaie periculoase, care teoretic aici ar fi trebuit să fie incinerate. Nu. Și știți de ce le aduce în România? Vă spun eu, pentru că incinerarea unor gunoaie de acest gen în Germania costă foarte mult și este o taxă pe mediu. Aici însă este no man's land. Și vă mai spun un caz, doamna Dăncilă, domnul Lulea și Marius Sepi. În anii 90, începând cu anul 90 până în anul 94, unii care acum sunt miliardari de ăștia de carton au făcut afacere tocmai pe spatele acestor deșeuri periculoase aduse tot din Occident. Și știți cum le aduceau? Gândiți-vă numai cine a început afacerile cu firmele de transport. Deodată le răsărea în curte o flotă de 50 de captir de tractor. Știți de unde? Veneau din Germania, din Franța, din țările astea bogate, pline cu cisterne, cu deșeuri periculoase. Sau cu bena aia de autocamion. Alea erau îngropate în solul României, și drept mulțumire îi lăsau ăluia ce camionul, că nici camionul nu putea să întoarcă, că a cărat deșeuri periculoase. Și s-au apucat ai noștri de afacere, aveau firme de transport intern și internațional. Dar ce facem cu deal de ăștia care sunt sub nasul, culmea, sub nasul autorităților, iar autoritățile din Prahova pare că tac de nu se mai opresc. Pentru că în România se poate și eu am o singură întrebare. Oare crede cineva că aceste gunoaie, deșeuri au ajuns în România fără a fi informat sau fără să accepte înalți oficiali ai statului român? Nu știu, întreb. Păi întreb și eu, poate o să dau... Și pe cine întrebăm? Păi întrebăm așa, clatră, câini, poate să uită unii dintre ăștia care se simt cu musca pe căciulă și care au făcut miliarde de lei și au îmbolnăvit populația României. Doamna Dăncilă, când erați premier, ați primit informări vis-a-vis de această mafia gunoaielor? Să știți că eu citam toate informările și scriam pe ele încotro trebuie să meargă. Nu am primit astfel de informări. În 2019 am inaugurat stația de sortare a deșeurilor de la Prahova. Tocmai pentru a intra în legalitate și tocmai pentru a avea o abordare europeană. Dar referitor la ceea ce ați arătat dumneavoastră acum, eu sunt convinsă că există o întreagă filieră. Nu sunt ace de cusușele muzi într-o parte, într-alta și să nu le vadă nimeni. Vorbim acolo de cantități industriale, vorbim de gropi care s-au săpat, vorbim de maldere întreagă, întregi de deșeuri, de deșeuri nocive pentru populație. Deci toate aceste lucruri
au fost observate. Unde au fost autoritățile care conduc județul? Pentru că eu sunt convinsă că au fost cetățeni. Am văzut Garda de Mediu că a amendat firma respectivă cu sume foarte mici, dincolo de probabil profitul care l-au pentru aceste gunoaie. Să reformulez întrebarea. Dacă dumneavoastră din Germania aveați o firmă care trebuia să aducă 50 de cap tractoare în România, chiar nu știați prin cine să ajungeți în România? Tocmai asta ce spun că există o întreagă filieră. Da? E o întreagă caracatiță acolo, pornind de la nivel județean, dar până faptul că au existat amenzi ale Gărzii de Mediu ca să știu de acest lucru, sunt convinsă că aceste informări au fost făcute de instituții și către Guvernul României. Apropo de informări, că văd că românul a cam uitat cu azilele groazei. N-au fost informări inclusiv câte miniștri care s-au făcut că nu le văd. Și în perioada aia oamenii mureau pe capete? Bun, și cine a răspuns? A fost un scandal, cum este nimeni. Și cel de acum. Nu am văzut măsuri luate urgent, nu am văzut legislația schimbată, nu am văzut că cei care fac astfel de lucruri au pedepse încât majorate. Să nu se mai repete asemenea situații. Deci noi venim, constatăm, spunem, dar oamenii se așteaptă la rezultatele acestor sesizări, la ceea ce se face pentru a împiedica ca astfel de lucruri să se mai repete. Uite, s-a rezolvat. Vai, ce ați făcut, mă? Bă, le-am dat o amendă, i-am rupt. Bă, i-am rupt în mămăligă. Deci cum? I-am terminat, mă. Că aia vin și spun așa. Avem de plătit o amendă de 100.000 de lei. Care este minimul amenzii? 1.000 de lei, jumate din minim în 15 zile. Ia luați, băi. Cât e abonamentul? Bun, delir total din partea senatorului Diana Iovanovici Șoșoacă. Acolo, la Parlament, la Senat. Delirul în sine este unul absolut vituperant, pentru că, vă rog să mă credeți, eu știam că doamna Șoșoacă umblă așa, mai la margine. Frate, dar să moară toată lumea. Ocolo de treabă. Cine să moară, vedeți imediat. Și tot după publicitate o să-l ascultăm în exclusivitate pe domnul Boloș, ministrul de finanțe, care ne spune cum i-a trecut prin cap ideea să ne uităm după gardul vecinului și să îl reclamăm că are o capră cu 3 coarne. Evazionistul. Țară de delatori. Revenim în câteva minute. Bun, am revenit, doamnelor, domnilor, în 100%. Poate v-ați fi așteptat ca la un moment dat discursul unui senator din România să atingă niște accente care par a fi cumva on the edge, cum spune englezul, adică pe marginea prăpastiei, pe gheață subțire, cum vreți dumneavoastră. Însă, ieri în Parlamentul României, doamna Diana Iovanovici Șoșoacă a scăpat hățurile, din punctul meu de vedere. Poate o să comenteze invitații. Domnule, toată lumea trebuie să moară. Care ești, mă? Bă, nu știu, Iohannis, Ciolacu, Ciucă, toți, mă, băi, trebuie să muriți, mă. Așa zice un senator al României. Și a avut așa, nu știu, a vorbit vreo 20 de minute, am ascultat cu noduri discursul domniei sale, în care dea valma. Ăștia trebuie să moară, alții trebuie să moară, zi ăștia, poporul izraelian, că ele de fapt cu genocidiu. Deci jur, frate, pe bune, pe bune, priviți. Ia să ne gândim, dragi români, să copiem și noi ceea ce face conducerea statului Israel și să ne pedepsim și noi călăii, omorându-i cum ne-au omorât ei pe noi și ai noștri. Ce ziceți, domnilor, Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu, Iohannis, Rafila, Voiculescu, Mihăila, Arafat, Gheorghiță, Tătaru, Cercel, Mahler, etc.? Să vă băgăm pe gât obiectul acela mizerabil cu care ați omorât oamenii în pandemie și să vă băgăm în sași negri de plastic să vă aruncăm în grob comune, fără ca vreun membru al familiei voastre să participe așa, ca pe niște câini aruncați pe marginea drumului. Să vă luăm toate casele, mașinile, ceasurile, conturile, firmele și să le dăm poporului român, iar pe voi să vă legăm în piața publică, să vă lăsăm să muriți de foame și frig sau de căldură excesivă până crăpați, așa cum ați făcut cu poporul român. Da. Cine e curios, zău, adică să asculte discursul total, dacă așa suntem și cumva la nivel de ăsta de reprezentare sunt îndemnuri de genul acesta, eu mă aștept foarte clar
ca România să se transforme în milioane de oameni care nu mai sunt cu să moară capra vecinului, ci să moară vecinul de-a dreptul. Ce zicem de doamna Șoșoacă aici, doamna Dăncilă? Bineînțeles, eu cred că este o abordare greșită. Eu cred că singurii care îi pot pedepsi pe cei care ne conduc acum sau ne-au condus sau sunt românii prin votul lor. Și cred că doamna Șoșoacă trebuie să întărească o idee în România. Avem nevoie de un alt fel de a face politică. Nu de violență verbală, nu de aceste manifestări. Avem nevoie de o politică bazată pe proiecte, o politică în care să participe cât mai mulți, o politică în care să conteze și opoziția, pentru că și opoziția la rândul ei are votul românilor în spate, o politică în care pe proiectele principale să se adune toți la aceeași masă și să găsească soluții comune. Dacă această dezbinare, acest mod de a face politică, aceste vorbe grele, românii le văd la acest nivel, atunci ce exemple se ia? Cum să mai aibă încredere în clasa politică? Cum să mai aibă încredere în instituțiile care au puterea în România? Vedem în ultima perioadă o ceartă fantastică între partidele care se află la guvernare, ceartă în Parlament, opoziția a început să nu mai conteze pentru putere. Toate aceste lucruri cred că ne duc într-o direcție greșită și nu este normal să facem un asemenea mod de politică. Mie mărturisesc că personajul îmi stârnește, doamna Șoșoacă, îmi stârnește emoții contradictorii. De altfel și contradictoriu a fost discursul domniei sale. Mărturisesc că l-am ascultat de la cap la coadă. Iar undeva la finalul discursului, doamna a vorbit despre însemnătatea zilelor din punct de vedere biblic. Da? Adică, domnule, să fim mai aproape de Dumnezeu, suntem într-o perioadă în care, la 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 și lululu, lucru care este total contondent cu ceea ce spunea că să moară toată lumea, să moară de cald, de sete, de linșaș și așa mai departe. Și vin domnul Lulea și vă întreb în momentul de față, este concurs cumva cine atrage mai mult partea asta care se numește românul supărat și cumva plin de ciudă, de obidă la adresa celor care ne conduc, la adresa celor mai bogați ca el, la adresa celor care muncesc mai mult ca el în general. E concurs, e acolo un filon de ăsta negăsit, nebănuit, nu știu, de posibil votanți? Nu știu să vă spun. Probabil că există un anumit mod mai excentric de a face politică. Cred că găsim și în alte state astfel de abordări, să spunem, mai diferite. Nu aș vrea să comentez foarte mult pentru că cred că i-am acordat foarte multă atenție. Pare mai degrabă un delir decât o chestie care ar putea fi făcută de către un cetățean normal și n-aș vrea să... Când oamenii sunt în suferință, nu văd de ce eu aș putea să îi critic în loc să găsim soluții prin care să îi ajutăm. Iau nevoie de tratament. Nu aș vrea să... fac remarci despre persoane în suferință. Celor de la OR v-ar conveni o doamna Șoșoacă în Parlament ca pe undeva să spuneți în comparație cu dumneavoastră că uite... Știți ce se întâmplă? Până la urmă cetățenii au dreptul să aleagă. Dacă pe de cealaltă parte ceilalți nu reușesc să-i convingă mai mult decât atât, vedem în fiecare zi măsuri împotriva românilor, să știți că se va ajunge la un vot care se va da majoritar pentru pedepsirea clasei politice, chiar dacă nu există poate o soluție. Și da, există și români mai radicali care, să spunem, cel puțin la nivel de vocabular ar depăși anumite limite sau își doresc să vadă, să spunem, expresii mai radicale. Bun. Dați-mi voie să vă citesc două mesaje primite instant. Am pornit povestea asta de câteva minute. Două mesaje. Nicoleta Preotesi. Doamna Nicoleta, să rămână. Zice așa, are dreptate, iar tu, comentatorule TV, plătit politic, sincer, acum nu ai auditoriu. Al doilea comentariu, Lucica Beleuz, constatator. Și acum, eu vă spun că există o minoritate mai radicală, așa cum, de exemplu, ați văzut și la vot, sunt votanți care apar de nicăieri. Așa se întâmplă și pe partea cealaltă mai radicală. Există o minoritate care, repet, este mai radicală.
În general, comentariile pe care le-ați citit, există un anumit tip de comportament pe rețelele de socializare mai ales, în care asta este. Oamenii în general sunt buni la criticat și la răutăți. La răutăcisme, da? Da. Da. Ok, că de asta încercam să vă spun care e fenta. Da. Ele cumva să leagă informațiile pe care vreau să le comentăm, da? A apărut ieri ideea domnului Boloș de a crea niște avertizori anti-evazioniști. Adică românii care ar vedea ei un evazionist. Adică, nu știu, domnul Sepi își cumpără un sacou de fițe, doamna Dăncilă își ia niște pantofi de la nu știu ce firmă sau domnul Lulea își schimbă nu știu ce mașină, iar eu pun mâna pe un telefon și o dau anonimă, adică s-a anonimizat, că el n-are de voie să știe cine l-a reclamat. Da? Și dacă vine tăgădâm statul român și o găsește pe doamna Dăncilă că nu justifică banii cu care și-a luat pantofii, pe domnul Sepi cu sacou sau pe domnul Lulea cu mașina, domnule, îl execută statul român că e evazionist deosebit de periculos și mie îmi dă 1% din evaziunea aia descoperită și recuperată. Stai. Asta e ideea lui domnul Boloș de la devin finanțe. Miliardar, domnul. Lasă-mă, domnule, să zic. Dar devin miliardar, încercam să spun asta. Nu vrei tu să devii miliardar? Să, da? Ba, da. În altceva? Vă spun mie acum. Domnul Boloș motivează cumva chestia asta într-un context de luptă generală împotriva evaziunii fiscale. Eu vă spun că, și aici revin domnul Lulea, și o să ascultăm imediat pe domnul Boloș, în momentul în care mulți români rezonează cu toată povestea asta de răutate, de să moară capra vecinului din preună cu vecinul și familia sa, care rezonează că eu de ce nu am, că sărac și ăla are, dar el nu știe că ăla muncește 18 ore pe zi. Nu! Atunci lucrurile astea prind foarte bine. Și mie mi se pare că este o măsură, cel puțin după tipicul românesc, care ne va aduce, cred că, milioane de sesizări. Dar domnul Boloș motivează așa. Gândim acest sistem de avertizare anonimă prin care cei care sesizează aceste fapte de evaziune fiscală pot să se adreseze în timp real organelor noastre de inspecție și antifraudă fiscală, iar, sigur, astfel de fapte urmând să fie constatate și sancționate potrivit legii. De pe telefonul mobil, cu ajutorul acelei aplicații, să putem să oferim posibilitatea celor care sesizează astfel de fapte, inclusiv angajaților care sunt plătiți o parte pe cartea de muncă, altă parte în munca la negru, să aibă această posibilitate de a sesiza în timp real organele noastre de inspecție și antifraudă fiscală. Cea de-a treia componentă este cea referitoare la aceste recompensări. Nu suntem nici primii și cred că nici ultimul stat care oferă astfel de bonuri. Cel mai recent exemplu este al Greciei, care oferă între 100 de euro până la 3000 de euro din ca bonus pentru fapte de evaziune fiscală sesizate. Dacă îmi permiteți, domnule, în o scurtă intervenție. Ce anume? Dacă îmi permiteți. Vă rog. Vă dați seama că astfel de indivizi sunt miniștri? Marea lor strategie este să revenim înainte de 89, toți românii să devină niște turnători. Legat de ceea ce spuneați și mai devreme. Deci asta e strategia lor de astăzi. Noi să ne turnăm între noi. Și ca să-i umilească și mai tare pe turnători, le spune că le dă, repet, 1%. Dacă e o bătaie de joc, îmi cer scuze. Eu să le dea 3. E, ce? Nu, dar să-i și umilească. Adică nu doar că te pune în situație grave de a deveni turnător. Disperarea este alta, că se caută toate mijloacele posibile și imposibile
le aduce bani într-un fel sau altul la bugetul statului. Nu, asta vi se că pare o politică? Câteodată de ministru, sunt niște accente de astea la marginea... Câteva oameni care lucrează la negru. Eu vreau să devin turnător, domnul Lulea, și spun domnului ministru, pe domnul ministru... Nu, ascultă, nu vreau să mă aud acum. În industria... Să vadă lista cu firmele care au cifre de afaceri enorme, profit zero și pierderi enorme. Și acolo sunt banii care ar putea să cârpească bugetul de stat. În retail, metalurgie, în industria auto, da? Toată țara o știe asta. Au făcut ceva? De o lună de zile circulă, păi, s-au dus peste ei să-i întrebe de ce au curând... cifră de afaceri de miliarde de lei vechi, noi, profit zero și pierderi, și ei fac exportul profitului în cele de bază. Știți ce să fac în luna decembrie? Ați înțeles ce vreau să spun? O să-i caute pe românii care vând deja, porci. Nu, i-au căutat deja. Inclusiv pe, că am văzut articole pe rețele de socializare sau pe internet, să-i caute să plătească impozitul pe porc. Și băbuța care vinde în piață. Exact. Atât aminteau. Povestea aia eu sunt de acord. Cu una din astea sunt de acord. Și anume faptul că dacă se face aplicație cumva și se dovedește cu munca la negru, da? Și anume faptul că există o chestie de asta, că și oamenii sunt plângăcioși așa. Păi frate, păi ce faci? Păi mă angajez cu minim pe economie și îmi mai dai tu la negru, așa, și după aceea țipă că are pensia mică și n-are din ce trăi. Aici sunt de acord. Aici, chiar sunt de acord. Da, aici noi facem sesizări la comisiile de dialog social din cadrul prefecturilor locale, în care spunem foarte clar pe informațiile care le avem ce firme abuzează de acest lucru și după aici, care inspectorii se duc și îi protejează. Eu aici, domnule Botin, totuși, dacă îmi permiteți 60 de secunde, eu țin să vă contrazic. Realitatea arată că firmele nu reușesc să acopere acele cheltuieli datorită taxării foarte mari. Adică să ne ducem să spunem că firmele nu își doresc ca să bage banii în buzunar este o afirmație falsă. Taxele sunt atât de mari, peste 40%, încât sunt împinse să facă evaziune fiscală. Firmele din România nu pot veni cu facturi din Italia, Spania, Germania ca să-și deducă toate cheltuielile. Pentru că dacă am face astfel, iată, ne pune să ne turnăm între noi și ajungem în această situație. Haideți să nu dăm vina pe antreprenorii români sau pe angajații de la firmele private, datorită taxelor mari sunt împinși să facă acest lucru și ne uităm pe partea cealaltă cu sporuri și cu salarii de mii de euro pentru o minoritate politică și cu pensii speciale. Îmi cer scuze, adică parcă am dorit și noi un stat mai echitabil. Dacă îmi dați și mie. Dar nu sunt bani, nu? Adică disperare nu sunt bani. Eu cred că mergem pe un drum fals. Punturile. Această declarație a domnului Boloș face parte din guvernarea pe care o vedem în ultimii ani. Azi vii cu o măsură, mâine nu o aplici sau aplici contrariu. Face parte din ceea ce am văzut cu banii cash. Face parte din ceea ce am văzut patriotismul economic și s-au mărit TVA-ul la produsele tradiționale de la 5% la 9%. Face parte din plafonarea pe care am văzut-o, dar prețul crește. Și acum a ieșit domnul Boloș cu această afirmație, cu această măsură în spațiu public, o măsură care domnul Ciucă spune că nu aplică, domnul Ciolacu spune să o analizăm. Păi, cum adică? Ieși cu o declarație în spațiu public fără a discuta dacă acea măsură se aplică sau nu? Unde este o predictibilitate pe care o așteaptă toți oamenii în România? Aceasta arată că de fapt nu au o direcție. Disperați ca să facă rost de bani, nu fac o notă de fundamentare, nu fac un studiu de impact ca să vadă dacă măsura respectivă este sau nu este bună. Acest lucru pe care îl spune domnul Boloș, nu știu ce impact va avea, dar știu ce vor face România, așa cum ați spuneți dumneavoastră. Rup aplicația, în momentul respectiv, dacă se ceartă cu vecinul, imediat va urma reclamația. Doamna Dăncilă, aveți o broșă, da? E de firmă. Iertați-mă că e celebră, da? E brandul dumneavoastră. E de firmă, doamnă. Cineva o să zică, aplicație, Dăncilă are o broșă. Lasă-mă cu am de 15 ani, nu contează, și-a tras broșă de aia. Uitați-vă la ea.
Și ce o să facă doamna Dăncilă? O să vină acasă la dumneavoastră un inspector și să vă zică, doamna Dăncilă, ia justificați dumneavoastră de unde aveți broșa aia. Bun, și dacă vor veni 3-4 milioane de sesizări, că vor fi, vă spun eu, avem 3 milioane, 3,5 milioane de inspectori. Atunci mă angajăm la stat, pentru că nu avem personal, ca să verifice toate aceste lucruri. Eu zic instituțiile statului să-și facă datoria și dacă prinde pe cineva să fie pedepsit, dar trebuie să existe în România prezumția de nevinovăție pentru cetățeni. Au schimbat termenul din trimestrial în lunar. Luna asta, pentru gaura de la buget, pentru că n-au făcut încasări, s-au dus peste firmele mici cu capital românesc și pentru o oră sau două, pentru că n-au apucat să facă plățile între firmă și stat, le-au blocat conturile. Și în perioada asta ne-am asumat că plătim dobânda la datoria externă a Ucrainei, am mai luat armament de nu știu câte interviul, întreg interviul cu domnul Boloș în seara asta la colega mea Alexandra Păcurar în România Suverană de la ora 20:50. Și mai e ceva super interesant, că o să discutăm mâine în emisiune. Se mai aruncă niște garagațe în spațiu public. Una dintre ele ar fi impozitarea salariilor peste 5.000 de lei cu 30%. Ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Mai e o poveste cu Ucraina, o să vă spun eu la un moment dat ce apare în manualele din Ucraina, că Basarabia și Moldova sunt teritorii ucrainene cucerite de România. Dar mă rog, lucrurile astea sunt așa insignifiante pe lângă faptul că ce să vezi, Gheorghe Nichita, fostul primar de la Iași, a ieșit din pușcărie după povestea aia cu amanta și a dat și primele declarații. Breaking news, oameni buni! Proaspăt ieșit din pușcărie, Gheorghe Nichita, fostul primar de la Iași, și-a pus cenușă în cap și a spus să nu mai aud în viața mea de politică și îmi cer iertare tuturor celor pe care i-am supărat. Declarația acum în exclusivitate. N-a fost ușor, durere foarte mare și pentru mine și pentru cei dragi mie, familia mea, dar toate au și un sens, au și un scop. Și am încercat să găsesc, în orice suferință, găsești un scop. Și o să-l vedem în curând. Și care a fost scopul? O să-l vedem în curând. Dumnezeu are un scop pentru toate. Dar despre asta avem timp să vorbim. Pentru că politică nu mai vreau să fac și nu mă mai interesează politica, dar în schimb prezența în opinia publică mă interesează și de aici încolo... O să vă spuneți părerea. Am destul de experiență acumulat în viața asta, atât în domeniul administrativ cât și în domeniul politic și nu numai. Am și o experiență de viață destul de bogată pentru că nu mi-a fost ușor prin toate câte am trecut în viață în general, mai ales ultima suferință. Vai de viața mea, fie vorba între noi. Da, fraților, hai să vorbim de lucruri serioase. Da, l-am dat pe domnul Nichita, dacă poate era dor de el, că știți cât a fost la facultate, în ghilimele, n-a putut să dea foarte multe interviuri și acum, ce să vezi, s-a scos pe piață. Nu mai vreau să aud de politică, dar știți, am o experiență de viață care ar putea fi... Okay. Pe această cale să trăiți, pe această cale să fiți sănătoși, să nu vă mai întoarceți de unde ați plecat acum câteva zeci de minute. E bine, doamnelor și domnilor, avem o nouă lege a pensiilor, dacă ea va fi promulgată de președintele Klaus Iohannis. Ce să vezi? Nu toată lumea va avea pensii mărite în septembrie 2024, adică peste vreo 11 luni de acum încolo. Păi nici soft n-avem ca să facem recalculările. Ne explică colega mea Alexandra Nistorescu. Bun găsit, Alexandra! Bine v-am găsit, știm că în anul 2024 pensionarii vor beneficia de două majorări ale veniturilor. Prima va fi în luna ianuarie, atunci când punctul de pensie va fi indexat cu rata inflației 13,8%, iar ulterior, în luna septembrie a anului 2024, românii vor primi pensiile recalculate. Ei bine, spuneau cei de la Ministerul Muncii că estimările lor arată că aproximativ 3 milioane de români vor beneficia de noi creșteri după recalculare, ceilalți aproape
aproape 2 milioane de pensionari vor rămâne doar cu indexarea de 13,8% din luna ianuarie. Însă, ca această recalculare să fie făcută, este nevoie ca legea să aibă acele norme de aplicare ca ea să poată să fie implementată și, de asemenea, este nevoie de instalarea noului soft informatic în toate casele teritoriale de pensii, astfel încât dosarele să fie recalculate cu formula din noua lege. Spuneau cei de la Ministerul Muncii, dar și cei de la Casa de Pensii, că vor grăbi acest proces astfel încât în luna septembrie românii să primească toate pensiile recalculate. Dacă ne referim la cei din Casa de Pensii, amintim că în aceste momente angajații amenință cu grevă generală pentru că există diferențe salariale între cei din teritoriu și cei de la Casa Națională de Pensii. Da. Astăzi vreau să facem un experiment. Nu știu dacă ne iese, dar eu încerc. Domnul Dumitru Leonte, reprezentant al pensionarului, este cu noi în studio. Din nou, mulțumesc, domnule Leonte, pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Mă bucur că este fosta doamnă prim-ministru, care cunoaște situația atunci când s-a elaborat legea 127, știe cam ce trebuia să facă această lege și suntem într-o situație în momentul de față în care nu are nicio legătură cu obiectul pe care și l-a propus acea lege în 2019. Legea votată de Parlamentul României cu mânuțile sus, ca aceea după meci, după calificare, nu-i așa, de către parlamentarii noștri, ca brazii, n-are norme de aplicare. Casele de pensii sunt în greu. Nu au soft pentru recalcularea pensiilor. Ba mai mult decât atât, există ce discrepanțe. Doar aproximativ 3 milioane de pensionari vor avea pensii mai mari după recalculare. Sunt unii care nu vor avea pensii mai mari. De ce? Complicat, că nu se știe. Și nici norme de aplicare, ca să nu mai vorbim de fundamentul pecuniar, că nici bani nu știm dacă vom avea să le dăm bani mai mulți la pensie. Dar vreau să rog pe domnul Leonte, așa, după noua lege a pensiilor, aia pe care o știe dumnealui, sau nu știe, că nici nu știu dacă o știți, o știți pe asta nouă, votată de băieții ăștia? Păi au votat-o, nici nu prea am înțeles. Nici nu știu ce au votat. Că nici ei nu știu, cred că ce au votat. Domnul Leonte, dar puteți face și mie un calcul, așa, cu... Okay. De fapt, două calcule. Să luăm un salariu, un salariu mic și un salariu mai mare și să ne faceți o componentă așa, cu cotizare, da. 15 ani, da. O simulare, da? Da. 15 ani și o simulare de 35 de ani. Deci se da, poate acolo. Face orice. Ia faceți. Ia, orice. Hai că-s curios, să văd. Dar, în primul rând... Că au apărut afaceri pe internet, am văzut. Sunați-mă, dați-mi contul, bag dați cu cardul că vă calculez orice pensie. Da, bă, eu n-am omul mult. Meu aici, o, gratis. Toți. Deci, hai, doresc să vă spun în primul rând că dacă Banca Mondială trebuia să respecte acel PNRR, vreau să vă spun că nu este respectat. Jalonul Q1 din, adică jalonul 214, face referire la ce trebuie să respecte noua lege a pensiilor. Vreau să vă spun că de nimic în noua lege nu se găsește. În primul rând, noua lege a pensiilor va asigura sustenabilitate, va elimina acel parametru de 25 care a rămas tot acolo. Ce este foarte important. Că spune așa, va introduce stimulente pentru amânarea pensionării. Noi am introdus stimulente anterior, deci pentru cei care sunt acum în activitate, pentru a crea inechități și mai mari în sistemul de pensii. 2. Va revizui pensiile speciale, va consolida principiul contributivității. Ori din articolul 2 din această lege, principiul contributivității constă doar în colectarea contribuțiilor de asigurări sociale. Cuantumul pensiilor, așa cum era stabilit în legea 19 și legea 263, în care spunea că drepturile de asigurări sociale se stabilesc în funcție de contribuție, este scos. 2. Va spori gradul de adecvare a pensiilor mici, a pensiilor, în special pensiile mici și foarte mici, pentru a reduce gradul de sărăcie. Ce am făcut noi? Deci noi, toți cei cu pensii mici, nu intră în procesul de recalculare. Fiindcă toți cei cu pensii mici au o vechime sub 25 de ani. Deci, cu alte cuvinte,
toți acești oameni, având în vedere faptul că foarte mulți dintre ei, și aici este tot opera unui partid politic care în 2004, când a început disponibilizările, femeile care aveau 15 ani și bărbații 20 de ani, neavând ce face cu ei, i-am trimis direct la spitale, i-am băgat în pensie de boală. Acești oameni au 15, 20 sau maxim 22 de ani, dar pe decizia de pensionare scrie că are, dacă iese anul ăsta la pensie, să adaugă 20 de ani. Deci pe decizia de pensionare am vreo 3-4 decizii aici, scrie 36, 40 de ani. Ori, întreb eu, tu vii și adaugi punctajele suplimentare, zici că-s de stabilitate. Păi cum îi dai tu acestui om punctaje de stabilitate? Pe ce îi dai? Doi, îi avem pe toți cei care au lucrat în grupe superioare de muncă. Grupa întâi sau grupa a doua, respectiv deosebite, condiții speciale. Toate aceste stadii asimilate au fost transformate în condiții normale de lucru. Și în aceste deciziile lor de pensionare scrie vechime în muncă 46, 50, la mine scrie 46 și 9 luni. Deci iată ce punctaj voi obține eu, deși am acum în plată vreo 92 de puncte. Problema este ce facem, cum reușești tu să faci acest lucru. Eu am avut în acest an discuții la Casa de Pensii, cu președintele Casei de Pensii, cu doamna secretar general, care m-au asigurat, domnul Leonte, în momentul în care se stabilește formula de calcul, la doua zi putem să facem recalculare. Domnule, avem o formulă de calcul? Că eu sunt tare curios. Domnul, formulă de calcul? Formula de calcul este valoarea punctului de pensie, dar să știți că valoarea punctului de pensie ar fi 2032 de lei, împărțit la 25, face 91,28. Asta, 81,28. Cu acest 81,28, noi nu putem să eliminăm inechitățile din sistemul de pensii, fiindcă am făcut întâi indexarea. Domnule, ne puteți da un exemplu cu un om nici prea prea, nici foarte foarte, ziceți, nici cu o grupă prea prea, nici foarte ziceți, foarte, domnule, care a muncit pe un salariu, nu știu, da, ziceți, așa, domnul, cât mama mă vă spun eu, da, bun. Deci dacă un om a lucrat 25 de ani, deci v-am mai explicat aici, 25 de ani și a avut salariu în întreaga lui activitate, a avut un punct de pensie. Deci făcând o medie, deci a avut venitul corespunzător salariului mediu brut pe economie. Deci el are un punct de pensie. Da? Deci la 25 de ani, deci el are în plată, după indexare, 2032 de lei. Pensie. Da. Nu, punctul de pensie. Punctul de pensie. Nu. Da, da, și cuantumul pensiei este tot la fel. La calcul. Da. Că este... Dar problema este în felul următor. Acest om a contribuit în 25 de ani la sistemul de pensii, 25 de ani, aproximativ 510.000 de lei. Da? Dar există tot un pensionar, adică actual pensionar, care a contribuit în 35 de ani, datorită faptului că el a lucrat pe salariu minim brut pe economie, a contribuit aceeași sumă. Deci, astăzi când vorbim, contribuția la sistemul de pensii 0,25 înseamnă 1.697 de lei. Cel care are salariu minim brut pe economie participă cu aproximativ 800 de lei. Eu ce vin să-i fac? Eu vin să spun că acest om, acum datorită faptului că punctajul lui ar fi fost împărțit la 20, 35, că nu știm exact cum, în ce perioadă a ieșit el la pensie, dar punctajul mediu corespunzător unui punct de pensie este 0,630. Ei, deci acest om a contribuit în 35 de ani aceeași sumă. Ce fac eu? Acum, deci în 35 de ani, ce fac eu? Acestui om care a contribuit în 25 de ani, deci femeile de regulă sunt aici, nu mai beneficiază de nimic. Salut, rămâi cu pensia asta. Ce-i fac lui ăsta? Îi dau așa, de la 25 la 30 de ani, îi mai dau
2,5 puncte, care nu sunt contributive. De la 30 la 35 de ani, ai mai dau 0,75 adică de mulți. Stimulente, că mai stai. Da, astea stimulente, zice că e pentru stabilitate. Dar în PNRR scrie foarte clar. Se dă pentru a se menține în cont, după ce ai îndeplinit vârsta de pensionare, să-l determin pe om ca să lucreze. Însă problema este că nici deci cu aia săraca care muncește de rupe, la fel ca ăsta, da, nu-i da. Mai dă nimic și lui ăsta îi dă stimulente, că stă cu fundul la da, bine. Exact. Așa, și mai încasează. Da, și mai încasează aici cât e 3,75 puncte, parcă. Da? Deci iată că noi dăm până la 35, dacă ar fi de la 35 la 40, da? Că poate fi și în situația asta, îi mai dăm încă 5 puncte. Bă, că le dăm un punct. Un punct pe an, da. Da? Ei, și atunci adunați dumneavoastră că poate și cu 40 de ani să aibă aceeași contribuție. Deci, și iată cât facem, 25... 5 cu 5, 10, dăm 11, da? 11,2. 81 de lei, haide bă. Deci, e foarte bine ce se întâmplă. Discutăm cu liderii... Încă 1000 de lei la pensie. Îi dăm în plus, pentru ce? Nu știu, habar n-am. Stați o pic, că mai am pe cineva. Deci, domnul Ilie Popa, liderul pensionarilor din Galați, este cu noi. Bună ziua, domnule Popa. Să trăiți, domnul Popa. Și dumneavoastră, toată lumea să trăiască. Domnul Popa, hai o vorbă lungă. Ce ați înțeles dumneavoastră din noua lege a pensiilor acum? Că o să vină colegii dumneavoastră pensionari să faceți acolo pe Ana lui Iocan și să dezbateți. Ce ați înțeles din ea? Colegii noștri pensionari la Galați siderurgiști n-au înțeles nimic din noua lege a pensiilor datorită faptului că acel dictator, președinte al Comisiei de Muncă, dictator eu îl numesc pentru că am ridicat câteva probleme, că la întâlnirile anterioare cu dumnealui să eliminăm inechitățile la pensii, dumnealui ne-a făcut, scuzați-mă de expresie, proști. Exact cum am spus cine, în Comisia de Muncă și a urmis tu? Domnul Solomon? Da, exact. Dar să vă spun cum. Deci ne-am dus, am prezentat acte, am prezentat tot. Adeverențele de salarii pe perioada cât am lucrat. Contribuția noastră suplimentară la pensii 2-3-5%, iar domnul Solomon a spus, i-am explicat, uitați, ăsta electrician are o pensie de atât, domnul are pensia atât, uitați, aici dovezile. Știți ce mi-a spus dânsul? Domnul Leonti, mi se pare, da, domnul Leonti, doamna Zăbescu de la Olt a fost, vă spun cine a fost. Domnul președinte al Comisiei de Muncă a spus în felul următor. Păi stați un pic, aici mai depinde. Electricianul e mai deștept ca mecanicul, mecanicul e mai prost ca sudorul. Cam așa, exact așa s-a exprimat, să știți că mi-asum ce spun și domnul Solomon. I-am atras atenția așa acum să nu-și mai bată joc în situația cu care sunt pensionari. Domnul Botin, avem diferențe de pensii foarte mari. Eu am aici câteva calcule și eu le-am mai prezentat la televiziune. Stați așa cu calculele, că n-am foarte mult timp astăzi, dar uite, vă promit eu că intrăm și mâine și facem calculele. Bine, domnul Popa? Da? Bine, vă felicit. Bine. Bun, bun, să rămână mult. Deci m-ați înțeles, fac un apel public. Faceți apelul. La domnul prim-ministru, la doamna ministru al muncii, să facem o discuție concretă, pe date, pe cifre, am tot ce trebuie. Recalcularea pensiilor. Nu ne trebuie niciun soft. Nu ne trebuie absolut nimic, ne trebuie doar bunăvoință și bani. Doar bunăvoință ne trebuie și ne putem, așa cum a spus președintele Casei de Pensii acum vreo 3 luni, mâine ne putem apuca de recalculare. Singura condiție e să nu mai fie mințiți pensionarii. Să nu mai fie mințită clasa politică de acest domn Budăi. Cum de ieșit acei 55 de miliarde de lei? Păi domn, dânsul de 2 ani de așa a spus că acel 9,4 ne blochează pe noi 70 de ani. Nu are dreptate. Ăla se referă la deficitul structural, care este al domnul ceva. Ori recalcularea va însemna maxim 8,4 la stați, domnule, că ne uităm ca mâța în calendar. Stați o țără. Deci mie, eu încă o dată vreau deci să 55 vorbesc. De miliarde stați, sunt artificiale adăugate. Domnule. Nu au nicio bază. Domnule, n-au făcut nicio simulare. Hai, domnule, un pic. Stai așa.
Ziceți. Deci, toată... Deci odată indexarea de 13,8% teoretic e lege, aia da? Trebuie. Aia e lege. Bun, o dăm deoparte. Și zice că în 2024, în septembrie, octombrie, da. Hai noiembrie, aia vedem noi decembrie, ianuarie, fe, martie, așa. Domnule, e gata softul, recalculăm și să duc, dispar astea, cum se cheamă, inechitățile. Nu da? Dispare, cresc. La calculul spune că de fapt ele cresc, da? Da. Hai să mai explic o dată, doamna Dăncilă. Pe bune acum, deci aici cred că am înțeles și eu, știți că nu mă duce capul, da? Da, deci femeile care muncesc 25 de ani, da? Iau un punct de pensie, gata, la revedere, sănătate la păsări, da? 2032, ce-ți mai dăm? 13,8% sănătate dacă se poate. Ok. Toți cu pensiile mici, salut! Bambina aia, fata lui tata, care rămâne în sistem și zice, ce să ies eu la pensie, mă? Oricum am pensia mai mică decât salariu și mai stau până la 70 de ani, că așa vreau eu, da? În sistemul de stat. Și începe să-i dea de la 30 la 35 2,5 puncte, de la 35 la 40 3,75 puncte, pe 45 puncte și își mai face rost de cel puțin 1000 de lei la pensie. Adică jumate de cât are femeia asta care muncește 25 de ani. Și mai sunt două lucruri, două vulnerabilități. În primul rând, pe mine, vorbesc pe mine ca persoană, mă face să muncesc mai mult. Dacă altă dată, în cei 25 de ani de care spunea domnul Leonte, era cuprinsă și facultatea, și creșterea copilului, da, și masterat, și concediile medicale, și perioada de șomaj, acum le-a scos pe toate, deci eu 25 de ani trebuie să am numai muncă, cu toate că și astea erau acolo și îmi dă un punctaj separat pentru această perioadă. Corect. Deci, în mod normal, omul trebuie să muncească mult mai mult. Altă vulnerabilitate care este foarte importantă este faptul că au legat încasările la casa de pensii, de pensii. Acest lucru presupune următorul aspect. În 2025, după ce trec alegerile, constată că a distrus sistemul de privat în România și vor avea încasări mult mai mici, ceea ce va conduce la două aspecte. Ori crești procentul de CAS pentru cei care nu sunt la pensie, ori micșorezi pensiile, pentru că tu trebuie să le raportezi la buget. Asta. Da. Fie faci inflație, care înseamnă tot tăierea pensiilor, doar cu una mascată. Am o legătură tocmai în Statele Unite ale Americii. Ca să vedeți cât de mult statul român are, cum să vă spun, o brască, nu pot să spun altfel. Avem acum, din păcate, o scurtă poveste a domnului Viorel Ciubuc. Un intelectual care, ce să vezi, avea vină că era cu din părinți chiaburi și așa mai departe. Da. Și care a fost persecutat de regimul comunist și a fugit și a căutat bejenia în altă parte. După ani și ani de procese, statul român l-a despăgubit și a acordat o locuință în România, 8 metri pătrați, locul unde au fost cazați niște homeless. Domnul Ciubuc, Viorel, este acum în Statele Unite. Bună ziua, domnule Ciubuc! Bună ziua! Vă salut! Are 85 de ani acest om. Domnul Ciubuc, cum s-a întâmplat, domnule? Asta e tot ce a putut să facă statul român pentru dumneavoastră? Domnule, probabil că e și o răzbunare, nu știu cum. Adică, ce vreau eu să spun? Ai jigni înseamnă că le fac complimente, domne. Sunt nemaipomeniți de răi, de rău binevoitori. Adică încalcă orice bun simț, încalcă orice normă de conduită. Sunt niște penali. Domnul Ciubuc, dar v-a despăgubit statul român și v-a dat ce camera aia, ce garsonieră aia, ce-i bați jocuri aia? Nu știu, domne, probabil că acest primar, Misăilă, este un penal care nu-și dă seama ce face.
Vrancea Focșan, despre Vrancea Focșan, pe domnul Nisaela nu l-am găsit. Da, domnul Ciubuc, dumneavoastră ați avut de pătimit, cum v-au fugărit securiștii, autoritățile comuniste, pe unde ați fugit, pe unde, cum ați ajuns în Statele Unite? Păi am așteptat vreo 10 ani ca să-mi aprobe plecarea. Și vă puteți da seama că în acești 10 ani m-au frecat, adică au vrut să mă bage în pușcărie, să-mi bage ceva în lucrurile mele, că le-am furat în avut oștesc și așa mai departe. Era un capitan Cândea, acum este general, că ei și-au făcut toate rosturile. Că toată lumea știe povestea dumneavoastră, da? Sunteți fiul de Chiabur, așa cum era pe vremea comuniștilor, ați fost persecutat, ați reușit să fugiți. După aceasta ați dat în judecată statul român, da? Și după ani și ani de procese, statul român v-a despăgubit cu ce? Cu un loc de beci și cu o cameră insalubră de 4x2. 8 metri pătrați. Atâta mi s-a dat. Dar instanța ce a zis? Ce? Instanța ce a zis la despăgubire? Ce trebuia să vi se dea? Trebuia să mi se dea conform legilor, conform decretului lege 118. Dar ei nu mi-au mai dat nimic. Adică nici măcar diferența de salariu. Păi și nu i-ați întrebat de ce nu-mi dați? Ce au spus? Păi am pus cu ei până la asta, la CEDO. Dar CEDO este camera 3 a românilor și parcă vor acolo. Acolo sunt mai mari nenorociți decât în România. Domnul Ciubuc. Că asta este... Deci cumva... Da, vă rog. Știți ce? Haideți să vorbim și mâine. Pentru că povestea e mult mai lungă, da, și mult mai interesantă. Poate dăm și de domnul Misailă, de prietenul dumneavoastră, cumva ca să vă punem unul cu celălalt în contact. Că mi-e rușine mie de rușinea lor, serios. Deci au dat, doamna Dăncilă. Ne auzim și mâine, domnul Ciubuc. Doamna Dăncilă, deci câștigă procese. I-au luat avere. A dat afară de serviciu un chimist super specializat, fost director la direcție de apă. Un intelectual fugărit de regimul comunist. Câștigă după ani și ani, știți cât au durat procesele astea, și l-au despăgubit, i-au dat într-un bloc de garsoniere de ăsta, de cat, toți pereții, o fostă, o garsonieră de 8 metri pătrați, în care au stat niște oameni ai străzii și și-au făcut treaba. O să vorbim și mâine, domnul Ciubuc. Mulțumesc invitațiilor. Imediat mă întâlnesc cu Anca Alexandrescu. Rămâneți cu noi. Păi nu ne-am întors noi în 100%, dar foarte puțin. Exact cât va fi și pensia noastră, evident. Anca și culisele statului paralel, oameni buni, la fără 2 minute, care va să zică în câteva minute, nu știm câte. Că cele calculele sunt deja complicate. Anca, bun găsit! Bună seara, Lorențiu, și tu tot la muncă? Că și eu, Iohannis, ai văzut el mai puțin cu munca. Am auzit că se întoarce din Africa și pleacă în Dubai, că a muncit mult în Africa, ce să zic. În seara asta însă am o super anchetă făcută de jurnaliștii de la Cluj, Liviu Alexa, membru al Clubului Român de Presă, foarte interesant, o anchetă foarte tare, care vorbește despre niște băieți deștepți de pe piața media și telecomunicații mai nou, cum vor să pună mâna pe Telecom. Ei au și drepturile de difuzare a meciurilor din Liga Profesionistă de Fotbal. E o mare încrengătură, dar este bombă, vă spun, ce o să vedeți în seara asta. L-am prins din nou cu minciuna și pe Pinocchio Ponta, care a spus că el nu mai vrea să facă politică, vrea să facă doar afaceri. Dar ce să vezi că sâmbătă a convocat congres la Pro-România, deși se pare că el nu mai este chiar președinte, pentru că de un an de zile mandatul de 4 ani pentru care a fost ales i-a expirat.
De altfel, și membrii de partid sunt nemulțumiți de inactivitatea lui Ponta. Nu putem vorbi despre aceeași inactivitate atunci când ne uităm în conturile firmei domnului Ponta. Apropo, contractul semnat astăzi cu firma turcească de domnul Grindeanu la Ministerul Transporturilor îi are consultat cumva pe domnul Ponta? Nu știm, o să aflăm și lucrul ăsta. Vorbim desigur și despre Iohannis și despre plimbările sale. Am însă o mare bucurie. A pierdut vizita în America. Da, despre toate astea la 18 fără 2 minute vă aștept. Bravo, hai! Și eu mâine cu voi la 4 fără 2 minute. Pa, pa!